scufița roșie, în limba română. A fost odată o fetiță pe care o chema scufița roșie. Ea purta o scufiță roșie tare frumoasă pe care i-o făcuse bunicuța ei pentru ea. Într-o zi, mama ei a chemat-o și i-a zis Scufiță roșie, bunica nu se simte bine. Te rog să-i duci câte ceva de mâncare. Uite aici niște pâine și niște brânză și nu uita să nu te abazi de la cărare. Așa că scufița roșie a pornit către casa bunicii. Bunicuța a trăiat o mai în celălalt capăt al pădurii. Și cum mergea scufița așa prin pădure, a întâlnit un lup. Lupul o așteptase să vină aproape din ce în ce mai aproape, până când deodată i-a sărit în cale, din spatele unui copac. Lupul o întrebă: Unde te duci tu, scufiță roșie? Și fetița i-a Eu mă duc la bunicuța pentru că nu se simte prea bine. Lupul se uită lung la scufița roșie și îi zise: ei, vezi tu florile astea frumoase, de ce nu culești tu câteva? Sunt sigur că bunicii tale îi vor plăcea tare mult. O, oh, ce idee bună, zise scofița roșie și s-a de la cărare căutând flori pentru bunicuță. Apoi, lupul alergă iute-iute către casa bunicii și ciocăni la ușă. cine e? întrebă bunicuța. O roșie, răspunse lupul. Intră, îmi este prea rău ca să vin până la ușă. Și lupul intră singur. Biata bunicuță n-a avut timp să scoată niciun sunet măcar, că îndată lupul cel lacom o și înghiți. Apoi Lupul își puse pe el cămașa de noapte a bunicii, Boneta, intră în patul bunicii și-și trase păturile până peste nas. Fără să știe ce s-a întâmplat, Scufița Roșie venea veselă către casa bunicii și bătu la ușă. Din spatele ușii se auzi o voce răgușită. O tu ești, scufiță roșie! O, intră, a o, intră! Acum scufița roșie își dădu seama că poate bunica chiar se simte foarte rău, și puțin îngrijorată, o și în casă. Scufița roșie fu foarte surprinsă când a văzut pe bunica. Bunicuță! Ce ți s-a întâmplat? De ce ai urechile alea așa mari? întrebă fetița uimită. Ca să te aud mai bine, răspunse lupul. Și de ce ai ochii așa mari? continuă fetița. Ca să te văd mai bine, zise lupul. Și dinții aia așa scuțiți? insistă scufița roșie. O să te mănânc mai bine! Urlă lupul și cu o săritură și o înghițitură o dădu gâ pe gât pe scufiță roșie. Bun! zise el, bătându-se pe burtă uriașă. Dar lupul nu știa că un pădurar tocmai trecea pe acolo. El o auzise pe scufița roșie vorbind cu lupul. La început, Chiar și el a crezut că bunicuța avea o voce cam aspră, dar urând și-a dat seama că se întâmpla ceva ciudat acolo, și s-a repezit în casă exact când lupul se pătea pe burtă. Hei, lup, lacom, scuipă ce ai înghițit sau nu mai vezi ziua de mâine! strigă pădurarul. Surprins și înfricoșat, Lupul le scoase imediat din burtă pe scufița roșie și pe bunicuță și fugi din casă. Scufița roșie și bunicuța îi mulțumiră pădurarului pentru că le-a salvat. Bunicuța chiar începu să se simte mai bine după ce gustă câte un pic din bucatele aduse de scufița roșie. Erau foarte bucuroase, așa că trăiră mulți afericiți după aceea.